seara, Maria Liliana Oșca, povești de succes din România. Să alergi 7 maratoane și 7 ultramaratoane pe 7 continente pare un scenariu pentru un film din seria Misiune Imposibilă. Și totuși, încercăm să aducem la povești un om, o poveste în fiecare săptămână, oameni care au reușit nu neapărat să fie vedete, ci oameni care au reușit să cucerească Everestul vieții. Este și cazul invitatului nostru de astăzi, a cărui poveste începe undeva în anul 2010, când a încercat să schimbe total viața pe care o ducea până în acel moment, drept pentru care a înfruntat Polul Nord la temperaturi de minus 50 de grade, a traversat Oceanul Atlantic, este primul român care a traversat în not canalul Mânecii și multe, multe alte performanțe a reușit să le izbândească. În platoul Povești de succes din România, Andrei Roșu. Bună seara! Bună seara, bună seara, Maria! Și mulțumesc pentru enumerare. Eu și uit din ele, pentru că atunci când ești în mijlocul evenimentelor, mai uiți lista. Da. Este bucuria și plăcerea noastră să spunem că Andrei Roșu este în cartea recordurilor și a alergat, așa cum am spus, 7 maratoane și 7 ultramaratoane. Și poate din acest punct să înceapă povestea din această seară, să ne spună cum a început povestea de a deveni sportiv și nu orice sportiv, ci un sportiv în condiții extrem, extrem de grele. Pe foarte, foarte scurt, pe la 32 de ani, tocmai devenisem tată. Atunci Alex este primul nostru copil, a urmat Emma. Și mi-am dat seama că copia foarte mult, poate a ajuns la un an, copia foarte mult stilul de viață. Adică evident că voia să mănânce ce mâncam eu, stătea pe canapea lângă mine că mă uitam la televizor și multe altele. Și bineînțeles că era sedentar ca mine și mi-am dat seama că dacă nu mă voi schimba eu, el va prelua obiceiurile mele și ale soției. Și am zis, trebuie să fac ceva, nu știam ce, dar din fericire am primit un e-mail cu un link către maratonul de la Polul Nord, de la una dintre colegele mele care era exasperată că închideam aerul condiționat pentru că eram foarte friguros. Și de acolo s-a schimbat totul. Am început să fac mici ajustări ale vieții mele, în zona de alimentație, pentru că aveam și niște kilograme în plus, 20. Așa. Și am început să fac mișcare și să mă antrenez pentru acel prim obiectiv. Asta e frumusețea obiectivelor, de fapt, că te obligă să acționezi și să nu amâni. Zici, lasă că mă antrenez mâine, dacă n-am chefaz și tot așa, dar dacă ai un obiectiv, mai ales unul destul de dificil pentru care trebuie să te antrenezi, atunci lucrurile sunt mult mai simple. Par foarte simple. Bănuim că și pentru Alex și Emma lucrurile par acum mult mai clare și înțeleg ce a făcut tatăl lor. Îi salutăm, știm că te privesc în acest moment. Da, da, da. Salut, Alex, salut, Emma. Vă pupăm. Poate și fac teme, eu știu. Da. Chiar și curg în acest moment imagini cu ei, dar probabil sunt foarte micuți acolo în, da, în prezentările noastre. Noi așa observăm trecerea timpului după anumite vârste. Și când avea Alex sau când avea Emma 3 ani, 5 ani, 8 ani și ne uităm în poze. Așa, da. Ce vreau să întrebăm, Andrei? Condițiile de antrenament și viața pe care o duci la un moment dat când hotărăști să devii sportiv, probabil înseamnă niște renunțări, înseamnă niște condiții specifice. Cât de greu a fost să treci la un alt regim de viață și la acele antrenamente, bănuim, zilnice și în anumite condiții? Cred că atât timp cât ai DC-ul foarte clar conturat, adică care este motivul și mai ales care e motivația ta de acasă, așa, deci dacă ai DC-ul foarte clar întipărit, nu te mai deranjează că sună alarma la 5 dimineața, nu te mai deranjează că e mai frig decât ți-ai dori sau mai cald decât ai vrea sau o umezeală mai mare. Și lucrurile sunt ceva mai simple. Începi să-ți faci ordine prin frigider și prin coșul de cumpărături și ușor, ușor devine un stil de viață. În momentul în care devine un stil de viață, nu mai e atât de complicat, adică e ca spălatul pe dinți sau dușul de dimineață. Știi că ieși din casă și te antrenezi. Că ai chef, că n-ai chef, nu toată lumea are chef în fiecare zi să facă duș sau să se spele pe dinți sau să facă activități cu care ne-am obișnuit deja. Așa că, pentru mine, nu știu, privind în urmă, a fost foarte greu începutul și cred că întotdeauna este greu începutul pentru că presupune schimbare, presupune să te ridici de pe canapea și să faci lucrurile altfel decât le făceai cu o zi înainte sau cu două zi înainte. Dar, treptat, treptat, devii chiar dependent de mișcare, mai ales că mișcarea este, până la urmă, naturală, este în structura noastră. Oamenii, până nu de mult, până la generația bunicilor noștri sau chiar a părinților noștri, au făcut mult mai multă mișcare ca stil de viață, nu neapărat organizat, nu participau neapărat la competiții, dar se trezeau devreme,
cei care stăteau la curte hrăneau animalele, pe aia mergeau la câmp, făceau niște crossfit acolo 8 ore cu coasa sau eu știu ce făceau, după care se întorceau iar de la câmp. Deci e clar că mișcarea este ceva natural și problemele în ziua de azi medicale apar din cauza faptului că nu face mișcare, nu că am face prea multă mișcare. Cu mișcarea ne-am lămurit și oamenii te pot întâlni și acum în Herăstău, te trezești de la 5 dimineața și alergi. Probabil așa s-a întâmplat și atunci pentru primul ultramaraton la care ai participat, dar condițiile acelea speciale, adică temperaturile de minus 50 de grade, cum le-ai simulat aici sau cum te-ai pregătit pentru acele temperaturi? Da, nu poți simula astfel de temperaturi, evident, aici. Poți să te antrenezi undeva la 20, la minus 20, minus 25. Mi-am zis că am fost prin 2010, înainte de maratona Polul Nord, într-un depozit de înghețată și acolo avea și un tunel de răcire care avea vreo minus 25 de grade și am testat echipamentul. Și mi-am dat seama că nu alesesem foarte bine șosetele și pantofii și am schimbat și a fost bine că m-a ajutat până la urmă. Ce poți să faci pentru a te aclimatiza, și aici mă refer la, în special la partea de respirație, de plămâni, este să dormi iarna pe balcon, înainte de astfel de curse, ceea ce am și făcut de câteva ori. Și pentru restul există echipament în ziua de azi, adică nu mai ca acum 100 de ani când și mergeau... Și în prima noapte în care ai dormit afară, ai reușit să dormi? Da! De la un punct încolo reușești să dormi, dacă ai un sac de dormit bun, nu e chiar atât de dificil. Mai dificil este că vezi familia pe partea cealaltă a geamului și ei se fac cu mâna, stau acolo la căldurică și ai vrea să fii și tu dincolo, dar știi că te ajută acel stat pe balcon. Știu că și alpiniștii fac lucrul ăsta înainte de a avea un sezon în care își propun să escaladeze în vârf de 8.000 și ceva. Nu numai că ai participat la acel ultramaraton în condițiile acelea de care spuneam, dar ai reușit până la urmă să te clasezi pe un onorabil loc 3 împreună cu un alt român, performanță la momentul acela. Da, aici sărim un pic peste timp, pentru că primul maraton a fost la Polul Nord, după care tot la frig a fost în Antarctica și după vreo 5 ani sau 6 ani a fost maratonul la Cercul Polar. La Cercul Polar. Care a fost foarte bine mediatizat și la care a fost prima ediție la care au fost români. Am fost eu și Vlad Tănase, care am făcut echipa, pentru că nicio echipă nu terminase până atunci, chiar și o soție fuseseră și n-au reușit să termine, s-au certat pe parcurs. Și Tibi, prietenul nostru, deci toți trei am ieșit, Tibi a câștigat cursa, am terminat-o și noi și, într-adevăr, e o cursă foarte dură aceea. De ce foarte dură? Distanța foarte mare și temperatura? Distanța nu e foarte mare în lumea sportului de anduranță a ultramaratonilor, 560 de kilometri cât are cursa respectivă, nu e foarte mult. Sunt și curse de 5.000 de kilometri, care durează 40-50 de zile. Dar e dificil, în primul rând, că temperatura este scăzută, ajunge până la, pleci de la minus 35 și ușor-ușor ea tot scade până la minus 50 și ceva de grade, am văzut că e minus 53 cel mai jos și vânt foarte mult, care schimbă confortul termic. De asemenea, care o sanie după tine de 30 de kilograme, care îngreunează foarte mult alergarea. De asemenea, nu a pus să dormi. Deci sunt 7 zile în care, nu știu dacă bifezi în medie o oră sau o oră și jumătate de somn în fiecare zi, pentru că nu poți să te încadrezi în termenele limită impuse de organizator. Și oboseala, bineînțeles că scade și mai mult confortul termic. Și de asta cursa este foarte dificilă, foarte puțin oameni au reușit să o termine de altfel. Da, și au fost momente extreme în acea cursă, în care și spuneai că în momentul în care ați dat de pe cap și de pe față căciulile și tot ce aveați de protecție, practic nu vă recunoșteați. Da, era fața tumefiată, da, schimbată. Eram umflați de la frig, de la nesom, nu ne-am recunoscut. Nu mă uitam în oglindă, parcă mă uitam la altă persoană și am și trecut unii pe lângă ceilalți în sala de sport a școlii, chiar de la Oceanul Arctic, într-un sat de eschimoși, unde ne-au cazat. Am trecut unii pe lângă ceilalți și nu ne recunoșteam. Dar partea bună, chiar dacă sună un pic comic, a participării la astfel de curse este că nu poți să abandonezi, pentru că nu poți să te oprești așa la minus 50 și să zici eu mă așez pe buturug aici și mă culc. Nu prea ce să faci, trebuie să continui. Sau dacă ești în mijlocul oceanului, ce faci? Vâslești și zici, uite, plec acasă, că m-am certat cu echipa. Sau chiar dacă o secundă îți trece prin minte să te oprești. În general, abandonul am observat că începe de la antrenamente. Pentru că dacă nu abandonezi la antrenamente, că la antrenamente ce faci? Simulezi porțiuni dintr-o cursă. Da? De exemplu, dacă vrei să te obișnuiești cu privarea de somn,
vineri frumos, la ora 10 seara, după ce ai în spate o săptămână de lucru, de antrenamente, ești obosit, toată lumea se culcă în casă, e, atunci ieși și alergi toată noaptea și vezi, simulează perfect o cursă de anduranță. Deci poți simula pe bucăți. Și legat de acea perioadă și de finish-ul respectiv, ai fost românul care a bătut tobele la Polul Nord. Da, în Târgu Neu, la Târgu Neu, Polul Nord. Am avut chiar acum, chiar da, acum imagine, da, se derulează, da, imaginea aceasta. Așa, mi-a părut foarte rău că n-am învățat să cânt la fluier, pentru că am cărat tobele alea după mine peste tot, e destul de greu să le cad. Și vedem ancora și steagul României. Da, am încercat să... Este chiar Polul Nord geografic acolo, la 90 de grade latitudine nordică. Am încercat să bat tobele cu mănuși, dar nu reușeam încă de apă bețele din mână și atunci am vreo 3 minute și ceva la minus 35, dacă eram în ziua aia, am bătut fără, știu că nu mai simțeam degetele la sfârșitul. Și totuși aveai zâmbet pe buze. Da, îmi înghețase. Da. Dar e amintire plăcută până la urmă. Erau tobele fiului meu, amintesc că sunt niște tobe de copil pe care le-am luat. Dar eu cred că, nu știu, putem face orice, să știi. Am realizat că pur și simplu, dacă ne propunem să realizăm ceva, realizăm. Vizând foarte departe și planificând foarte bine și acționând în fiecare zi. Și e mai ce simplu. Temperatură era momentul când băteai tobele? Cred că minus 30 și ceva, nu știu, minus 35. Cam în general, în luna aprilie, la Polul Nord, cam astea sunt temperaturile, undeva între minus 30, minus 40. Dar spun că ce contează foarte mult este vântul. Atunci bătea și vântul foarte mult în ziua aia. Dacă nu ai vânt și ai soare, la minus 40 nu simți frigul. Dar în schimb, dacă ai minus 15 sau minus 20 și bate vântul foarte puternic, orice pune pe tine, ai un disconfort permanent. Bine, nu simți, pentru că, exact cum ai spus, ai avut un echipament special, ai făcut un antrenament. Bănuiesc că îmbrăcămintea nu e o îmbrăcăminte obișnuită. Sigur, nu sunt blugi și, da, și îmbrăcăminte de petrecere, dar magazinele pentru alpiniști, de exemplu, sau magazinele de sport. În ultimii 10 ani, începând de când am fost eu atunci la Polul Nord, 2010 până în 2016, chiar în 6 ani, a evoluat foarte mult tehnologia, sunt materiale în ce în ce mai subțiri, dar mai performante. Probabil că peste 20 de ani o să punem doar o foiță transparentă pe noi și vom merge la minus 80 în Antarctica. Da. O să fie ceva mai ușor. Da, sau poate vor fi și lifturi pe Everest. Și pentru cei care privesc încă imaginea cu tine bătând tobele acolo la Polul Nord, să spunem că ești unul dintre oamenii care a fondat formația Gaz pe Foc. Avem o legătură directă între Andrei Roșu, cel sportivul de performanță, și Andrei Roșu, cel care a fondat Gaz pe Foc. Da, asta a fost, mi se pare că a fost în altă viață deja, a fost acum 30 de ani, s-a înființat formația aici. Anul acesta s-au împlinit 30? Da, 30 de ani. Și pe vremea aveam păr lung, așa, eram în, știu că prin clasa 10 am înființat-o și undeva pe la, după armată, am plecat din formație pentru că am avut de ales între carieră muzicală și carieră în alt domeniu, în domeniul financiar bancar, ceea ce îmi doream. În domeniul financiar bancar, pentru că ești absolvent de relații economice internaționale, de ASE, Academia de Studii Economice. Da, și părinții economici, și mi-am dorit întotdeauna și mi s-a părut mult mai stabil. Adică în muzică, sigur, nu poți să controlezi foarte bine gusturile publicului, adică nu poți să știi dacă peste 3 ani vei avea melodii la fel de, care să aibă un succes la fel de mare. De iubite. Plus că, de public. Fiind într-o trupă de băieți, nu mă vedeam, nu știu, la 40, 50, 60 de ani cântând și făcând dansuri spectaculoase pe scenă sau plecând în turneu luni de zile și ajungând de casă și întrebând copiii în ce clasă mai sunteți, cu ce pot să vă ajut. Adică vedeam altfel viața și mie îmi place să încep de la zero, adică nu mi se pare de complicat, mai ales că în viața corporatistă de 16 ani am început multe proiecte de la zero, am fost chiar și project manager și sunt obișnuit să iau de la zero lucruri, să învăț rapid, să am o curbă de învățare accelerată și să văd lucrurile duse la bun sfârșit. Da, ai fost absolvent de Academie de Științe Economice, corporatist, așa cum bine ai zis. La un moment dat, probabil undeva în 2017,
a fost nevoie să renunți la munca de corporatist. Da, am fost nevoit pentru că începusem proiectul cu traversarea Atlanticului într-o barcă cu vâsle și a fost un proiect logistic foarte dificil. La multe astfel de proiecte este mai greu să ajungi la start decât să-l termini. Din nou avem imagini și aș vrea să prezentăm echipa de la traversarea Atlanticului. Da, Vasi, Marius și Ionuț. Adică să spunem Vasile Oșan. Da. Ionuț Oltean. Și Ionuț Olteanu și Marius Alexe. Și da. Marius Alexe. Da, niște băieți extraordinari. Ce să zic, a fost primul proiect de echipă mare, că am așa mai alergat în echipe de doi sau am fost în ștafete, dar a fost primul proiect cu adevărat de echipă și provocarea a fost cu atât mai mare cu cât în afară de antrenamente am stat în traversare pe 38 de zile și câteva ore în lockdown. Am stat acolo într-o barcă foarte îngustă în care n-aveai loc să stai în picioare sau să faci spunem că barca aceea se numea Maria, da. Barca era destul de micuță, chiar mai mică decât o garsonieră, da. Și condițiile nu erau chiar atât de confortabile. Nu, să niciun le caz, povestești telespectatorilor, cum dormeați acolo, cum vă odihneați? Păi, imaginați-vă o barcă de 8 metri și câțiva centimetri, lată cel mai mult de 2 metri, foarte îngustă, cu două cabine care erau un pic mai lungi decât noi, dar late cam un pic mai late decât noi, cât aveai loc doar să te întorci de pe o parte pe alta, nu puteai să te ridici în cabinele respective, și două locuri de vâslit la mijloc. Și practic, chiar așa se decurgea ziua. Da, da. Doi vâsleau, doi se odihneau. Exact. Deci două ore vâsleai, două ore încercai să te odihnești. Nu reușeai în timpul zilei pentru că era foarte cald în cabină. Pentru că toți traversam spre tropice, iar noaptea încercai. Numai că noi nu avem buton de on și off, de pornit oprit atunci când vrei să te culci. Mai după ce vâslești două ore, ești foarte, ai un puls ridicat, ești energizat, nu poți să intri în cabine și gata, te culci. În plus, organismul are și el nevoie de niște cicluri de somn mai lungi. Privarea asta de somn a fost neplăcută, mai ales în prima săptămână. După ce am stat eu, după 7-8 zile, în general, corpul se obișnuiește și cu răul de mare, dispare, și cu acest tipar nou de somn, în care dormi mai puțin, dormi 3-4 ore în total și din segmente foarte mici, și cu hrana mai puțin spectaculoasă, pentru că era o hrană la plic pe care o rehidratam. Și ce să zic, colegul, a fost o experiență. Colegul tău de cartă a fost Marius Alexe. Da, cu Marius, da, care a rămas și am în contact mai mult decât cu ceilalți băieți, pentru că avem și domenii de activitate aproximativ asemănătoare și organizăm împreună niște evenimente caritabile sportive. Chiar în acest weekend ne-am întâlnit la Transnou, o cursă pe Transfăgărășan organizată pentru Hospice, Casa Speranței și Pădurea Copilor. Și în toamnă ne vom revedea la Transmaraton, un alt proiect. Adică sunteți împreună în diverse proiecte. Da, da, da. Și aș vrea când să vâslești cu cineva, aș stai vrea la să precizăm că da. Și acel proiect cu traversarea Atlanticului a însemnat până la o performanță, dar în spate a fost vorba despre fonduri care au fost dirijate către Hospice Casa Speranței. Da, a fost pentru un proiect la Adunații Copăceni. Exact. Hospice a primit din partea unui donator foarte darnic un conac foarte vechi, un domeniu la Adunații Copăceni, care pe vremea comuniștilor fusese confiscat și abandonat, lăsat în paragină, și noi am reușit să contribuim, nu foarte mult, dar suficient de mult încât să reușim să transformăm acea paragină într-o tabără foarte frumoasă pentru copiii aflați în faze terminale sau cu boli foarte grave și pentru familiile lor. Ceea ce cred eu e cel mai important, până la urmă, din proiectul nostru, că peste ani și ani el va rămâne. Noi vom fi doar o poveste, dar acel conac cu siguranță va fi foarte util. Avem, practic, foarte multe misiuni pe care le-ai dus la bun sfârșit, pentru că, așa cum ai spus, ai pornit de la muzică, apoi, începând să faci sport, ai făcut curse din acestea de maraton, da, după care a fost o traversare, da. Și am fi vrut să povestim și despre înot, faptul că ai traversat înot canalul Mânecii, ești primul român care a reușit performanța aceasta. Cum a venit ideea de a traversa înot canalul Mânecii? Păi, în primul rând nu știam să înot și fi născut în Brașov și pe plajele din Brașov, neavând suficient, da. Povestea, suntem siguri că este extrem, extrem de interesantă. Avem publicitate, vom afla după pauză cum a reușit să participe și la această cursă.
Astăzi este Atunci și Acum și vom vorbi despre școală și viață. Un subiect de creștere pentru un business și promovare. Discutăm despre felul în care se plasează România în structurile internaționale. Este un război hibrid. Nu avem momentan nicio invazie, a trecut și ora 3. Sunt Paul Gaborilescu și voi pilota această emisiune printre stele. Suntem împreună într-o zi specială în care vorbim despre iubire. Ești pregătit pentru o viață prosperă astăzi? Știai că abundența și bunăstarea pot fi de partea ta? Există un timp al poveștilor, iarna, că nopțile sunt ani de lungi și ai vreme și să lucri și să stai la cuvânt. Vom face o emisiune în care vorbim despre litere, despre astrologie cabalistică, despre capacitatea sufletului. Terapia prin dans. Ca să fiu sinceră, vă mărturisesc că nici nu știam că există așa ceva până n-am cunoscut-o pe Loredana Larionescu. Bună seara, Loredana! În această seară mi-am dorit să deschidem o ușă. Iată, după 2 ani vorbim de un val 5, vorbim încă de o supra-solicitare a sistemului medical. O emisiune cu misiune care dorește să vă dezvăluie cât mai multe dintre tainele neștiute ale acestei țări. Vreau să vorbim astăzi despre construcție, despre ce trebuie făcut pentru ca în România să construim. Despre vizitele prin toate marile capitale ale lumii, parcă trăim așa într-o lume tripolară. Vă spun că răul se întâmplă câteodată în viața noastră pentru a ne ajuta să apreciem binele, pentru a ne ajuta să înțelegem ce înseamnă binele în viața noastră. Ne-am întors la povești de succes din România cu Andrei Roșu, care în 2015 a fost primul român care a traversat canalul Mânecii. Andrei? Not. Așa. Da, pe de aici, da. Aici vine performanța. Când mai traversasem cu feribotul. Așa. Da. Cum te-ai gândit să participi și la această cursă și cum ai reușit până la urmă să duci la capăt cursa? Că trebuie să fie niște secrete. Da. Dar nu știu dacă neapărat secrete. Primul rând, atunci când aleg un obiectiv în zona de sport de anduranță sau de antreprenoriat, îl aleg suficient de îndrăzneț încât știu că îmi provoacă chiar teamă. Adică zic, băi, în momentul ăsta eu n-aș putea să fac lucrul ăsta, dar dacă mă pregătesc 2-3 ani, am șanse. Și în momentul în care am ales ca proiect traversarea în nota canalului Mânecii, nu știam să not și am zis, uite, oportunitate bună, având acest obiectiv, să mă apuc de în not. Și am avut nevoie de vreo 2 ani și jumătate, de 3 ani de pregătire, după care am început să particip și la triatloane, multe la triatloane și cel mai dur ultra-triatlon din lume, pe care terminase vreo 9 oameni în 11 ani, era un ultratriatlon care presupunea să alergi de la Londra la Dover 180 de kilometri, să traversezi canalul Mânecii în nori, să pedalezi 300 de kilometri până la Paris. Și am zis, wow, asta chiar ar fi ceva de povestit nepoților și strănepoților. Și m-am apucat de antrenament. Și de pedalat, și de notat. Nu mai pedalasem de la 9 ani. Așa că a fost o ocazie bună să introduc și acest sport. Și
s-au aliniat bine astrele, adică în general depinzi foarte mult de condițiile meteo, pentru că tu poți să fii foarte bine pregătit fizic, să ajungi la start, să începi cursa și când se traversezi canalul, se schimbe vremea și se spune azi nu traversezi, mâine nu, poi bine nu, și asta este, te întorci acasă. Foarte puțini oameni au traversat, e considerat Everestul nătătorilor, pentru că din 1875 au traversat mai puțin de 2000 de oameni canalul Mânecii, pe când pe Everest au fost din 1953 până acum vreo 6000 de oameni. Deci e chiar mai ușor să ajungi pe Everest decât să traversezi din nou canalul Mânecii. Decât să faci această traversare. Așa, statistic, sigur, nu se compară, probabil că fiecare astfel de provocare are dificultățile ei. Eu, de exemplu, n-aș putea azi să urc pe Everest, ceea ce poate pentru unii alpiniști ar fi simplu, ar fi așa, o plimbare. Și dacă pentru ciclism porneai de undeva, pentru că mersul pe bicicletă nu se uită, practic pentru cursa asta a trebuit să te pregătești câțiva ani. Am dus frumos la, mi-am dus și acum la Facultatea de Medicină în București, unde este un bazin de 25 de metri, erau mai copii și eu cu... așa, și... A, nu pot să cred asta, deci aveai... Nu, n-aveam, glumesc, copiii erau cu... Eu aveam plută din aceea și am făcut exerciții. M-am ținut de marginea bazinului, băgam capul la fund, scoteam când pe stânga, când pe dreapta, exerciții cu două plute, cu diverse dispozitive, cu centuri. Și te-a încurajat cineva? A spus că o să reușești? În general, nu fac publice planurile de la început, pentru că... Dacă i-aș fi spus antrenorului de la prima ședință, uite, eu vreau ca peste 3 ani să traversez în mod canalul Mânecii, poate m-ar fi descurajat. Dar eu am zis, vreau să învăț crawl, vreau să pot să not un kilometru, că știam că, în general, dacă reușești să not un kilometru sau să alergi un kilometru sau să pedalezi un kilometru, după care restul sunt doar multiplicarea kilometrului respectiv. Deci știam că dacă poți să not un kilometru bine, o să poți să not și 10, și 20, și 50 și mai adică mult. Adică îți propuneai niște ținte realizabile? Da, realizabile, da. Și cred că lucrurile sunt mai simple atunci când ai niște etape intermediare de atins. Pentru că și atunci când îți propui să alergi 500 de kilometri, eu încep cu un kilometru, vezi cum merge, cu 10, cu 20. Și de-aia sunt un pic surprins când oamenii spun, eu n-aș putea să alerg un maraton sau să alerg 200 de kilometri. Dar zic, cât ai încercat? Păi n-am încercat. Păi de unde știi? A, păi odată am alergat după autobuz și mi s-a tăiat răsuflarea. Păi ok, dar iau și tu așa, iau un pic mai metodic. Da, cu mers rapid, după care mers rapid, cu alergare ușoară, niște porțiuni. Mă rog, am și un plan de antrenament pentru cei care sunt interesați, o aplicație, 42 ca roșu și un program. Și da, acolo pentru că trebuie să spunem că între timp ai mers pe drumul ăsta, ai pus bazele unor activități foarte serioase, ești antrenor. Da, ce e interesant că în momentul în care devii pasionat de un domeniu și faci mulți, mulți ani și oamenii te urmăresc, începe să primești întrebări și de la oameni care au fost ca și mine începători. Uite, cu ce trebuie să mă încalz, cu ce trebuie să mă îmbrac, dacă plouă, dacă e cald, dacă e frig, ce trebuie să mănânc înainte, ce trebuie să mănânc după. Și răspunzând foarte des la astfel de întrebări, am primit și sugestia de a crea un program, adică de a avea structurate informațiile astea și de a le oferi celor interesați. Era, și atunci până la urmă, firesc, pentru că trecusei și ai niște experiențe de spus. Și oamenii, pentru oameni ai devenit model. Da, și am făcut și cursuri la rândul meu cu antrenori, am învățat de acolo ce trebuie făcut și am creat un program, acest 42 ca roșu, și o aplicație care ajută oamenii care sunt la început de drum să ridice de pe canapea și să facă primul lor maraton în 4 luni. Și să revenim la ziua când astrele s-au aliniat și te-a ajutat timpul. Ai ajuns să încep traversarea. Da, eu nu sunt un notator rapid, nici n-am calitățile fizice, ați văzut, în general 2 metri au... Atunci ai rezistență. Da, sunt diesel așa, dar pot să... Am stat în apă vreo 21 de ore, dar am și rău de mare și știu că pare surprinzător să ai rău de mare în timp ce noți, numai că fiind valuri mari și înghițind ceva apă sărată din Marea Nordului și Oceanul Atlantic, la fiecare oprire, pentru că înnoți paralel cu embarcațiunea pe care n-ai voie să o atingi, ești descalificat, și la fiecare oră te oprești și cineva din echipa de suport îți aruncă un bidon de hidratare în care ai apă și cu niște geluri care conțin niște electroliți, dai pe gât și mergi mai departe. În momentul în care mă opream, mi se făcea rău. Aveai senzația da, de rău. Da, și senzația și simptomele, așa, nu intrăm în descrierea lor.
pe care mă hidratam repede și mergeam mai departe. De altă dată, după câte vreo 6 ore, 5-6 ore mi-au trecut. Bine, așa cum povestești, pare foarte simplu, dar suntem siguri că nu e chiar așa. Ce e dificil într-o astfel de traversare, că la un moment dat nu mai vezi țărmul, nicio direcție. Deci vezi doar embarcațiunea de lângă tine și îți dă un anumit disconfort. Dar, din fericire, vine noaptea, după care doar stai capul în apă și îți vezi de notat. Timpul să știi că trece un pic mai repede în apă, ca în peșteră. Cred că trece de vreo două ori mai repede. Ai sentimentul să atingi barca să te oprești? Îl ai, dar te gândești că o să regreți a doua zi. Și eu cred că, repet, abandonul începe la antrenament. Și pentru canalul mâncii m-am antrenat mult. Au fost colegi care au abandonat? Au fost mulți sportivi care au abandonat. De fapt, sportivi. În astfel de competiții nu vin numai sportivi. Vin, în general, oameni ca și mine sau ca și noi. Oameni obișnuiți care se apucă de antrenamente și participă la astfel de curse. Sigur că au mai și abandonat. Poți să ai probleme insurmontabile, adică, nu știu, de exemplu, să-ți rupi ceva într-o cursă și într-ai vârstă nu poți să continui fizic, nu mai cum, dar de multe ori abandonul intervine când îți pierzi DC-ul pe drum. Adică zici, bă, dar de ce fac toate astea? Ce să sufăr eu aici? Mai bine mă duc în barcă și mă duc la mal și fac un duș și mă încălzesc și așa mai departe, numai că dacă ți-amintești că ai început să faci lucruri pe care le faci pentru a inspira pe cineva acasă sau pentru a susține un proiect social, atunci când strângi fonduri pentru niște pacienți care mi-au de trăit câteva luni, nu poți să te plângi, mă doare un pic umărul sau am ceva la genunchi, problema ta pare mult mai mică. Și în general când susții un proiect social, oricare ar fi cauza respectivă, ai un motor în plus. Adică clar față de cineva care merge acolo așa doar pentru amuzament sau pentru partea bombastică, spectaculoasă a proiectului respectiv. Pentru că de la un punct încolo, repet, dacă nu e acel de ce, pleci acasă. Te vedem și aici în imagine zâmbind. Eram curioasă să știu în minutele imediat după ce termin o cursă, ce sentimente încearcă și dacă mai ai putere, ești epuizat sau ești deja eliberat de acel efort? Cred că epuizarea vine undeva pe la după două treimi din cursă, după care când sesizezi că deja te apropii de final și nu prea mai cum să ratezi cursa, vine o energie așa, nu știu de unde. E ca și cum ai descoperit că mai ai un rezervor de fapt și cred că într-adevăr creierul începe să dea semnale că nu mai poate, nu când e cu energia la pământ, ci undeva când ajungi la un prag pe care nu l-ai mai atins anterior, dar cred că mai ai totdeauna vreo jumătate de rezervor liber. Și când ajungi la final, ai tot felul de gânduri. Mie totdeauna vin în minte gânduri legate de următoarele proiecte. Mă gândesc ce aș mai putea să fac. Așa, și bineînțeles e foarte foame după ce stai niște zeci de ore sau, eu știu, niște zile în condiții în care ești privat de alimente. Îți dorești o salată, îți dorești niște fructe. Da. Și legat de faptul că se încheie cursa, important ar fi și alimentația pe care o ai în timpul cursei sau înaintea cursei. Trebuie un regim special? Opinia generală e, sau oamenii se gândesc că e important doar ce consumi în ziua cursei. În realitate, lucrurile nu funcționează așa. Corpul are nevoie să-și facă niște rezerve din timp. Adică trebuie un mod de viață. Da, un mod de viață. Și cum să zic, că dacă ne gândim la un joc pe calculator, da, în care e un personaj principal, nu poți să începi jocul cu energia la pământ. Că la primul glonț, așa, îți cade energia sub zero. Trebuie să fii 100% apt la startul cursei ca să ai de unde da, de unde pierde din energie. La unele curse trebuie să te îngrași, să te încarci și cu carbohidrați și cu grăsimi. Pentru că la unele curse, de exemplu, când am traversat Atlanticul, am slăbit cu toții 15-20 de kilograme. Și a trebuit să punem înainte, pentru că noi eram totuși destul de filiformi și aproape 2 ani a trebuit să punem, dar într-un mod sănătos. A, știați că se va întâmpla asta și v-ați pregătit. Da, organizatorii, da, organizatorii ne-au spus că la modul în care arătam înainte să demarăm proiectul, ar trebui să punem cam 20 de kilograme. Pentru că în medie la o traversare cam atât se pierde. Adică la propriu să fie rezerve. Să fie rezerve pentru că vâslind 12 ore, da, pierzi un număr de calorii atât de mare încât n-ai cum să-l acoperi din nutriție. Și atunci la astfel de curse de anduranță, toate cursele care durează mai mult de o săptămână, vezi la start participanții destul de rotofei, așa, iar la final
arată cam pozele acelea pe care le vedem pe net cu oameni care au s-au apucat de sport și după un an de zile sau doi arată cu pătrățele, da, arată plin de mușchi. Da, practic da, asta se întâmplă la voi în 38 de zile. Sau într-o lună, da. Da, în 38 de zile v-ați transformat. Exact. Și legat de cursa aceea, nu am cum să nu-mi amintesc că ați petrecut Crăciunul pe mare, anul nou. Da, este... Astea sunt momentele grele, de fapt. Întreabă cea că, ok, ce-a fost greu? Ok, e rău de mare, dar e dorul de casă. Și mai ales că ai scrisori pe care le deschizi doar de Crăciun și, sau te mai sunau de acasă de sărbători, că aveam telefon prin satelit și o armă cu două tăișuri, adică poate să zice moralul, dar poate să accentueze starea de dor de casă melancolie. Și atunci să gestionezi dar din fericire, fiind alături de alți trei prieteni acolo, să zic, n-au toți o stare proastă în același timp. Până la urmă, ăsta e rolul unei echipe. Cei patru magnifici. Cei patru bătrâni acum. Da, așa. Da, ăsta e rolul echipei, până la urmă, să susțină în permanență membrii echipei care au momente mai joase. Până la urmă, e chimia creierului. Și de asta am și continuat să fac sport dimineața, pentru că am observat că atunci când începi ziua cu mișcare, iar apoi cu nutriție foarte bună, sănătoasă, funcționezi foarte bine restul zilei și foarte fericit. Pentru că ești cu endorfinele, cu dopamina foarte sus, că noi totdeauna suntem triști sau veseli sau ne simțim bine sau prost în funcție de cum se simte creierul, de fapt, nu? Și dacă ajutăm creierul prin mișcare dimineața și prin nutriție bună, ziua parcă decurge altfel, e mai roză, nu suntem deprimați. E greu să fii, să faci sport să fii deprimat. Eu n-am întâlnit până acum astfel de persoane. Da, și pentru că nu te-ai prins niciodată, știu că te pregătești pentru un concurs, pentru... Chiar se derulează imaginea acolo, este vorba de un concurs cu un... De canicross, da, în care se alergă cu... copil. Da, în care se alergă cu câinele. E un sport care am descoperit acum vreo 4 ani, de fapt, de când avem câinele. Și unde o să se întâmple asta? Da. În urmă cu... Când am revenit pe Atlantic, familia își dorea de mult un câine și eu tot amânam momentul. Am zis, hai să termin cursa asta, hai să termin cealaltă și după Atlantic știam că o să-mi iau pauză un an de zile, așa promisesem. Și au zis copiii, hai să luăm un câine și și-au dorit foarte mult și ne-am trezit cu un câine acasă. Și din momentul ăla, evident că am fost mult mai interesat de cum se face sport și cu câinele și am descoperit că există un sport internațional, canicross se numește, în care poți alerga sau poți pedala împreună cu câinele tău. Și există un campionat mondial. Am vrut inițial să merg anul trecut, dar nu s-a organizat din motive... Deci un cross canin? Da, un cross exact, în care alergi împreună cu câinele. Există și pentru copii o probă și merg împreună cu Alex și cu Hoca, câinele nostru, în Franța. Este peste o lună și câteva zile concursul. În partea cealaltă a Europei, chiar aproape de Normandia, la aproape de canalul Mânecii. Așa. Și sper să fie o experiență interesantă. O să fie mii de câini acolo, mii de alergători pasionați. Francezii sunt foarte sportivi. Am întâlnit foarte mulți la curse de anduranță. Și mă bucur că poate vom populariza și în România acest sport fantastic, pentru că sunt 11 milioane de câini în România și dacă stăpânilor ar face sport măcar așa la un nivel mediu, nu doar să-l scoată de două ori pe zi câțiva pași, eu cred că am fi o nație foarte fit, foarte sănătoasă din punct de vedere fizic. Și cred că atunci când faci sport se mișcă bine rotițele și în creier. Da. Și se vede că ai o stare bună și ești vesel. Probabil vine asta de la bucuria faptului că faci ceea ce îți place. Da, ajută să faci mișcare și ajută să ai niște scopuri în viață, niște obiective. Pentru că altfel, nu, știi, tot așteptăm un sens al vieții fiecare. De până la urmă trebuie să ni-l facem, știi? Nu poți aștepta până la finalul vieții să afli dacă a avut un sens. Adică e bine să ai niște obiective și niște obiective care nu țin numai de tine, de ego-ul tău. Și obiective care să aibă influență și asupra familiei tale, asupra comunității tale. Ai făcut foarte mult sport, ai făcut sport de performanță. Așa cum am spus, ai trecut de la muzică la o meserie legată de facultatea pe care ai parcurs-o. În acest moment ești și antreprenor. Și am vrea să ne vorbești un pic și de ceea ce faci în cadrul companiei pe care o conduci și ce legătură are asta cu o viață sănătoasă.
Dar cred că lucrurile au evoluat într-un mod natural. Încă din momentul în care lucram în corporație devenisem cumva intraprenor, în sensul în care îmi asumam mai mult responsabilitatea proiectelor, în sensul în care propuneam proiecte, solicitam resurse și le duceam la bun sfârșit. Și în paralel am început câteva proiecte antreprenoriale, programul de alergare, de care spuneam, programe de nutriție. Și în 2018, după ce am revenit de pe Atlantic, am absolvit un curs de bucătărie vegană, pentru că am o dietă bazată exclusiv pe plante din 2011. Și la lucrarea de absolvire am făcut un tartinabil, o brânzică pe bază de caju și cu mărar și cu ceapă, și a avut un succes foarte mare. Și atunci mi-a venit ideea de a transforma în business. Adică m-am gândit că mulți oameni ar consuma așa ceva și dându-le prietenilor au spus: wow, ce tare, dacă ai vinde așa ceva, i-aș cumpăra și primul client. Și am zis: bine, hai să facem. Și de acolo am construit o gamă mai mare de produse alternative ale produselor lactate și ale brânzeturilor. De asemenea avem alternative pentru icre, pentru caviar, pentru mezeluri vom lansa, și ușor, ușor sperăm să existe la raft o alternativă sănătoasă, nu doar niște grăsimi. Adică să înțeleagă telespectatorii noștri că faci producție, da, coordonezi și activitatea de producție, ești managerul firmei, dar te implici practic în tot procesul ăsta legat de da, firmă. Da, în prima fază, cu speranță, le-am făcut pentru mine și familia mea. Adică lumea își imaginează că dacă ești vegan, consumi doar salată verde și tofu. Dar nu e așa. Dar ce mai consumă un vegan? Păi, am descoperit, trecând de la cartofi prăjiți cu friptură la grătar, sau friptură la grătar cu cartofi prăjiți, așa, am descoperit că există sute de plante și sute de combinații. A fi consumator de plante înseamnă și cereale, înseamnă și leguminoase, și nucifere, și semințe. E o paletă largă de ulei. Dar le-ai descoperit pentru că simțeai nevoia unor suplimente? Sau te-ai gândit... Știi, românii au ideea asta. Sigur, dacă treci pe acest regim vegan, analizele nu vor mai fi bune, diverse valori scad, devenim anemici. Cât adevăr este în asta? Nu e niciun adevăr. În primul rând, un test foarte simplu când faci sport de anduranță, și foarte mulți sportivi de anduranță au o nutriție bazată în special pe plante, e să mănânci 8 chiftele, să încerci să alergi, sau 8 mici, și să vezi comparativ cu o salată cum te simți. Întotdeauna vei avea nevoie în sportul de anduranță de nutrienți care odată să-ți ofere energie rapid, pentru că totuși un aliment provenit din animal se digeră mult mai greu decât un aliment provenit din plante, și de asemenea să ții nutrienți rapid după efort, astfel că să te refaci. Crezi cu tărie, Andrei, că dacă ai fi continuat un regim normal de alimentație, așa cum suntem toți învățați, preponderent carne, foarte multe preparate din carne, mezeluri, n-ai fi putut face performanțele pe care le-ai făcut? Nu cred, și spun asta și pentru că în momentul în care m-am apucat de sport am început să citesc foarte mult și din experiențele celorlalți sportivi de anduranță, și majoritatea, cum spuneam, alege acest regim de nutriție. Adică performanța este mână-mână cu acest regim. Da, pentru că ai nevoie și de fibre pe care nu le găsești în carne, ai nevoie de nutrienți de calitate, minerale, de vitamine, și putem face misiune separat strict despre impactul nutriției asupra articulațiilor, asupra refacerii. Eu cred cu tărie că ajută. Și cred că cel mai bun experiment pe care putem face fiecare dintre noi este să vedem o săptămână, două, trei, să alegem un anumit tip de nutriție, să vedem cum se înțelege cu sport. Pentru că atunci când stai pe canapea și te uiți la televizor, nu contează de mult ce mănânci, pentru că nu te duci după aceea să stresezi corpul într-un sens pozitiv, bine, cu alergare sau cu noț sau cu pedalat, știi? Dar în momentul în care ești să faci sport, corpul devine exigent și spune: eu vreau lucrul ăsta. Și e interesant că se modifică și gusturile, adică pur și simplu, făcând sport, nu-ți mai plac anumite alimente și te duci mai mult sau puțin conștient către alte alimente. Dacă în acest moment ai relua viața dinainte, să zicem, cu un regim așa bazat pe foarte multe produse din carne, crezi că te-ar afecta în mod direct, adică n-ai mai putea să faci sport, te întorci din nou la În primul rând, nu m-aș mai întoarce, nu doar din acest motiv de care am spus, de performanță, nu m-aș întoarce și din motive etice, și motive de mediu, din multe alte motive, adică pentru industria de creștere și de exploatare a animalelor este o industrie poluantă. Și e clar că e cel mai clar că nu mai sustenabilă.
Da? De asemenea, impactul asupra sănătății, de asemenea, impactul asupra animalelor în sine, adică totuși exploatăm niște ființe nevinovate, știi? Și atunci nu m-aș întoarce, cu siguranță. Deci există atâtea alternative și rețete atât de bune, inclusiv rețete în care pui niște alimente care pur și simplu păcălești mari consumatori de carne sau de produse lactate, fără efectele secundare. Știi? Păcălești, cred, wow, e extraordinar, mă simt foarte bine, sățioasă, îmi dă energie. Problema, ai nevoie și de energie, nu? Și, din plante obții imediat. În tot ce face, avem nevoie de energie. Legat de proiectul acela de care ai spus cu fabrica, produsele acum se găsesc pe piață? Da, sunt în supermarket, avem 150 de parteneri. Te gândești să mărești gama de produse? Evident. Ai acest gând? Evident. Dorința mea ar fi ca în momentul în care ții post sau pur și simplu ai o zi în care nu vrei să mai consumi carne sau lactate sau brânzeturi sau pur și simplu ești intolerant la aceste produse, se duci în supermarket și la raftul de produse alternative, de produse vegetale sau de post, să găsești produse care au cel puțin un gust la fel de bun, dar nu au efectele secundare, adică nu ai chimicale care sunt puse în multe mezeluri și în multe astfel de produse, nu ai colesterol, nu ai lactoză, nu ai gluten și să poți să ai o masă care îți oferă aceeași satisfacție, o masă de Paște sau de Crăciun sau pur și simplu o masă cu familia. Ca o masă tradițională. Ca o masă tradițională. Până la urmă, sigur că noi am crescut într-o anumită cultură și suntem legați, nu, psihic de copilăria noastră, de anumite gusturi. De o imagine, de imagine, vrei să vezi pe masă... De gusturi, de mirosuri. Da, n-ai crescut cu tofu. Da? Și atunci poate vrei să ai pe masă o brânzică, să ai pe masă niște icre, vrei să ai niște mezeluri. Și atunci, dacă poți să faci din plante lucrurile astea și să te simți bine și pentru că ai un impact mic asupra mediului, impact zero asupra cruzimii, asupra animalelor, atunci de ce să nu faci lucrul ăsta? E până la urmă simplu. Da. Este minunat că... Și asta e direcția. Adică noi totdeauna suntem cu câțiva ani în urmă față de ce se întâmplă în vest. Și Germania, Italia, Anglia, Statele Unite, acolo veganismul ca mod de viață e în creștere, adică în fiecare an se dublează numărul celor care preferă o astfel de dietă și mă bucură foarte mult că generația care vine din spate, generația chiar copiilor mei, deci zona asta de vârstă 10 ani, 14 ani, sunt foarte deschiși către poate contează și modul în care văd în familie, percep, li se transmit anumite informații. Cu siguranță și... Eu cred că este mai mare performanța generației noastre să devină vegan, pentru că, exact cum ai spus, noi venim dintr-o tradiție. Da, și copiii învață prin mimetism. Ei, în general, moștenesc obiceiurile, nu gena atât de mult cât obiceiurile noastre. Dar eu cred că nici noi, adică îmi amintesc copilărie, că cu toții am mers la țară undeva, nu avem o bucurie în a vedea cum este sacrificat un animal. Iar animalele de la fermă nu sunt ca cele din curte, care aveau și un nume și aveau un spațiu, se desfășoare și erau sacrificate în ultimă instanță, cum poate erau foarte bătrâni. Acolo sunt ghesuite în ferme, sunt ca niște lagăre, practic. Și, nu știu, există și un documentar românesc făcut anul trecut de succes, pe care puteți căuta pe YouTube, Natura Umană, care descrie exact ce se întâmplă. Și cred că după ce vezi astfel de documentare, nu mai vrei să consumi animale. Aceasta a fost povestea de astăzi, povestea lui Andrei Roșu, căruia îi mulțumim pentru prezență. Cu drag! Și aș vrea să închei spunând, să te citesc și să spun, fiecare dintre noi are propriul Everest de urcat, propriul canal al mânecii sau Atlantic de traversat, dar toate lucrurile mărețe din viața noastră presupun să ieșim constant din zona de confort. Maria Liliana Oșca, povești de succes. Numai bine!